Mușii de vară, ziua în care românii pomenesc pe cei dragi trecuți în lumea de dincolo. În toate bisericile ortodoxe s-au oficiat Sfânta Liturghie și Parastase, iar credincioșii au împărțit ofrande pentru sufletele celor adormiți. Gospodinele dau de pomană mâncarea preferată a celor dispăruți, neapărat în vase noi de lut sau de porțelan, împodobite cu flori sau fructe de sezon și umplute cu lapte, vin sau apă. Tot în această zi, oamenii duc la biserică crengi de tei și frunze de nuc pentru a fi sfințite și pe care apoi le pun la icoană sau la strașina casei pentru a fi feriți de spiritele rele. Tradiția spune că la moșii de vară și a dormit se duc pe Valea cu dor, unde fiecare găsește bucatele primite de pomană. Cine nu găsește nimic se retrage trist în mormânt, ținând în brațe crengi înflorite de tei. De moșii de vară sunt legate numeroase superstiții. În seara de sâmbătă nu este bine să mergi la fântână sau să treci printr-o răscruce de drumuri izolată, fiindcă pe acolo trec duhurile rele. De asemenea, ca să nu ai probleme, este bine să dormi în propria locuință. Femeile nu au voie să tricoteze sau să toarcă, pentru că toți colacii dați de pomană nu vor ajunge la cei pomeniți. Dacă plouă în această zi, recolta anului va fi foarte bogată. Tradiția mai spune că cei care sărbătoresc moșii de vară vor avea parte de sănătate tot anul. Sărbătoarea care are loc în fiecare an în ajunul rusalilor marchează finalul perioadei de 50 de zile începută în Joia Mare, în care, conform credinței populare, porțile cerului sunt deschise. În acest timp, sufletele celor răposați merg în locurile unde s-au născut și au trăit. Se spune că dacă familiile nu respectă tradiția de sâmbătă a morților, sufletele adormiților nu se întorc în pace în lumea de dincolo.